Chiar dacă Marea Britanie nu a pornit oficial procesul de ieșire din Uniunea Europeană, s-a luat decizia simbolică de a se concentra pe franceză și germană în comunicarea pentru presă și în discursuri, spun oficialii europeni. Deși Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale, doar engleza, germana și franceza sunt recunoscute ca limbi de lucru în organismul executiv al Uniunii. Documentele și textele instituțiilor Uniunii Europene sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale. Dacă engleza și-ar pierde acest statut, britanicii ar trebui să-și asigure singuri traducerile.